mai ales că potrivit statisticilor, unul din patru români suferă de impotență. Astăzi de Sfântul Valentin, doctor Marius Sava este acum aici în sprijinul tuturor îndrăgostiților cu detalii despre cauze, efecte, soluții. Asta este important. Așadar, iată, românii pot să iubească mai cu spor datorită doctorului Marius Sava, care va fi invitatul meu de azi. Să-l poftim! Salut, doctore! Bună, Cătălin! Unul din patru bărbați suferă de impotență. Asta este un mesaj că nu sunteți chiar singuri, așa, dacă ați pățit chestia asta. Nu, uite asta. De câți bărbați suntem aici. Dar cum să uită toți la noi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și Iulica, 15. Vrei să facem... Deci 16, deci unii 4 ar trebui să aibă o problemă. Nu, deci 4 din cei de aici... Da, dar nu o să recunoaștem niciodată. Dar ce înseamnă impotența? Impotența înseamnă dificultate în a menține sau a avea erecție. Acum, pe care se știe mâna sus, ca să vorbim direct cu pacientul. I-am prins pe toți, cei în 75%, ca să nu avem... Acum, stați că vreau să vă spun ceva. Dragii cetățeni români de parte bărbătească, de fapt 95% din populație trece măcar o dată pentru o perioadă mai grea în care să aibă dificultate cu erecție. 95%. Perfect, dar aia nu înseamnă impotență. Nu înseamnă impotență, înseamnă impotență periodică. Este atunci când nu se da, poate. Da, unul din patru români suferă de impotență conform... Conform statisticilor pe care le avem în momentul ăsta în țara noastră. Și sunt publice, nu sunt... Sunt publice, dar nu știu cum au răspuns ei la întrebarea asta. Că mă gândesc că s-ar putea să fie mai mare procentul. Sau mai mic. Sau mai mare. De ce ți-ar fi mai mic? S-ar putea să fie mai mare, s-ar putea să fie unul din trei. Dar nu, domnule, suntem români, noi suntem potenți. Asta este. Exact, perfect. Da? Bun, ideea e în felul următor, doctore, pentru cei care se uită la noi, chiar tu având acest halat care te certifică încă o dată că ești doctor cu acte în regulă, cu diplomă, am și diplomă. Este o chestie științifică și îi rugăm pe telespectatori să privească această treabă ca o parte de medicală, nu? Și mai ales pe adolescenți. Eu aș fi vrut să-mi spună cineva atunci când eram eu între, nu știu, între 12 și 18 ani, informațiile pe care eu o să le prezint atunci, aș fi vrut să le știu. Să știi că educația sexuală în școală este foarte bună, dar nu se face la modul acela serios. Este tot o glumă, că și eu am trăit. Îmi veneau în clasa 11, 12 ani, spuneau ceva acolo, noi râdeam. Și pentru mulți dintre oameni care trimit mesaje și spun educația sexuală înseamnă că învățați cum să facă sex în școală, nu, nu are nicio treabă. Nicio legătură, este să te descoperi pe tine, să-ți descoperi corpul, să știi ce se întâmplă la un moment dat. Pentru fetiță e foarte important și pentru băieții. Noi nu prea luăm în serios ce-i drept, dar pentru fetiță să știe ce se întâmplă în corpul lor atunci, în perioada aia schimbărilor, este foarte important și poate te protejează cumva de anxietate. De fapt, sigur te protejează dacă tu știi ce se petrece în trupul tău. La fel se întâmplă și la bărbați, la adolescenți, la bărbați, la tineri și chiar și la adulți. Doctore, să nu pierdem din minutele de consultație. Haideți, trecem unde? Trecem mergem la grafice, la mergem, mergem prima dată ca să avem rezultatele. Avem rezultatele studiului nostru de ieri. Adică 6 colegi, 3 băieți și 3 fete, au purtat un dispozitiv care le-a măsurat somnul, pulsul și nivelul stresul, de stres. De corect. Fapt, cauza majoră a impotenței este stresul. Să știi, adică dacă ai sub 60 de ani și ai o dificultate cu a menține erecția, probabil că nu ai nicio boală organică, nu ai un organ afectat, ești doar foarte stresat. Și vreau să vă arăt diferențele pe care le avem în ceea ce privește stresul în funcție de sex. Unul dintre ceasuri a fost purtat de mine, de tine. Așteptăm și să ne dea imaginile colegii. Asta este. Partea neagră, scrie Marius, acesta sunt eu. Și o să vezi pe primul rând, sus, stai ca să și... Vedem sus cum îmi bate mie inima. Partea joasă este în timpul somnului și îmi bate ritmic, îmi bate ok. La 6:20 m-am trezit și dintr-o dată a început să-mi bată tată inima. Tare, tare, tare. Și dintr-o dată a culminat undeva pe la 12:30, când am ajuns la 120-130. Dar noaptea sunt liniștit și ăsta este un semn foarte bun. De asemenea, vedem aici cum am dormit. Am dormit 7 ore și 10 minute, ceea ce este în regulă, dar nu este ideal. Și mai vedem și cum stau cu stresul. Și cu stresul stau prost rău de tot. Care sunt parametrii? Parametrii dă niște valori absolute dispozitivele noastre. Arată un număr și numărul trebuie să fie sub 60, ideal sub 30. Deci dacă e sub 30 e ideal, dacă e sub 60 ești... Ești bine, dar tot ce este peste 60 este stres. Și la mine, din cauza meseriei sau din datorită, nici nu știi cum să o iei, eu sunt foarte stresat pentru că văd foarte mulți pacienți, inclusiv azi dimineața am văzut 16 pacienți, așa că sunt foarte stresat. Acum... Să zicem că este acceptabil. Și în partea dreaptă îl avem pe colegul Ciucă. Ok.
care și el a purtat ceasul. Domne, el doarme foarte bine. Uite, dacă vezi aici undeva la jumătate, el doarme foarte liniștit și vedem că pulsul îi scade. Problema este că undeva la pe la ora 12 jumătate până la 1, eu știu cât a fost aici, cred că a alergat în parc, nu știu. I-a crescut pulsul foarte tare, Cătălin. Doctore, e Sfântul Valentin. A zis să o ia de a început, o oră știi, jumătate a fost ceva la... acolo, ai făcut tu la de sală. Tu la de sală, anul nou, la 12 noaptea merg la sală. Tu de anul nou când spui la mulți ani? Da, corect. Măi, la mi se pare... un opție. Da. Ciucă se acceptă, deci n-ai fost la sală, tu știi ce ai făcut acolo. Bun, stresul e bine pe stres, adică nu e foarte stresat. Problema este că doarme 5 ore jumătate. Acum da, că ai monitorizat-o acum. Da, da. Adică stă și el foarte bine, 46%. El da. Dar ajungem la doamnele din viețile noastre. Și o avem în stânga pe Raluca și uite-te ce stres are, măi, 24. Adică deloc. E zen. Da, măi. Ea este colega noastră, Raluca, iată-o. Da. Raluca... Să tot lucrezi aici. Este incredibil că a putut să doarmă eficient. 9 ore jumătate, Cătălin. Asta e diferența între bărbați și femei, să știi. Și în dreapta o avem pe doamna Greta, care la fel pe stres stă extraordinar de bine, 37. Doarme... Ea stresează pe alții, cu ea stă bine. Păi, adică, okay. Tu de ce crezi că noi suntem stresați? Ai văzut care este diferența? Și uite, doarme conform manualului 8 ore. Exact, perfect, doarme neîntrerupt, doarme foarte bine. Și ce vreau să spun este că asta este diferența în general între bărbați și femei. Și asta este o chestie care pe noi ne afectează, pentru că bărbații știi că trăiesc mai puțin, cu vreo 6 ani în medie decât femeile, pentru că noi suntem mai stresați, ne bate inima mai repede și avem și niște probleme cu gestionarea stresului. Deci tu ne-ai arătat aici niște grafice, mai avem, uite, pozașul. Pozașul care ne strica statistica, n-am putut să-l pun. Nu cred. El... Deci arată la pozaș. Are așa, nu prea are stres, are cel mai mic stres dintre toți. 16. Cel mai mic stres. Deci la tu, pozaș, ar trebui să n-ai niciodată în viața ta probleme cu potența. La tine trebuie să fie nenorocire totul. Și inima îi bate fix ca un tânăr, adică îi bate repede. E tânăr, e nebun. Exact. Câți ani ai pozaj? 25. 25 de ani, Cătălin, 25 de ani, așa bate inima. Deci e cel mai tânăr din expert. Cel mai tânăr, cel mai puțin stresat dintre toți. Și probabil stai un pic, vreau să te întreb ceva. Da. Uitându-ne la pozaj, e cel mai tânăr, 25 de ani, dar este și slab. Contează chestia asta? Foarte mult. Foarte mult și nu doar, o să vedem astăzi că și pentru potență contează greutatea. Oamenii, greutatea crescută, adică supraponderalitatea și obezitatea, reprezintă factor de risc principal pentru impotență. Bun. Și o să vorbim despre asta. Deci pozașul deloc stresat? Nu știu cum s-a putut, mi-a stricat statistica, n-am băgat-o la început, am băgat-o, am zis, băi, băiatule, dacă... Pozașul... Mulțumesc, Cătălin. Am vrea ca emisiunea asta să o vadă și părinții tăi, să nu creadă că ești la București și ești stresat pe aici, că nu mai știi ce faci. Ai nivelul cel mai mic de stres. Da. Ok. Datorită ție. Cătălin, trebuie să vin mai des la tine. Da. Ai efectul ăsta de la stresant. Mine nu se potrivește ceasul. Am încercat să-mi pun jona, am schimbat vreo 3-4 și n-a mers. Bun. Bun. Acum o să prezint niște informații. Științifice. Științifice, pur științifice. Și atunci când am ales să prezint aceste imagini, m-am gândit, măi, ce voiam eu să știu la 15-16 ani? Sunt importante și pentru tine, sunt importante și pentru adulți. Pentru că noi avem o impresie greșită despre erecție. Pe lângă faptul că nu este nimic rușinos și nu este nimic greșit în a avea lucrul acesta. Dar trebuie să învățăm ce este erecția. Bun. Penisul este un organ care nu este un mușchi. Nu este un mușchi. Deci nu poți să-l duci la sală. Nu se antrenează, nu poți să faci absolut nimic pentru a-l îmbunătăți și din punct de vedere al mărimii și al performanței. Acum, fiind un țesut care este ca un burete și buretele acesta reprezentând de fapt erecția, el este format din vase de sânge. Adică vasele de sânge, sângele pleacă de la inimă, se duce prin intermediul arterelor, iar acest țesut care arată ca un burete se îmbibă în sânge. Asta reprezintă erecția de fapt, nu că este un mușchi care se întărește. După ce se produce erecția, și aici ne trebuie artere curate și sănătoase, are loc un reflex, se numește reflexul veno-ocluziv, adică la baza penisului sunt niște mușchi care încordează penisul și în felul ăsta sângele nu mai poate să iasă, așa că erecția este formată din sânge. Apoi, pe măsură ce se consumă act sexual, acele vene se relaxează și sângele pleacă înapoi. Deci erecția, de fapt, este sânge care este captiv în interiorul penisului. Deci nu e un mușchi, nu te duci la sală... Nu, și trebuie artere curate.
artere curate care sunt date de mișcare, somn, sport, fără țigări, fără țigări, alcool, bă, da, fără grăsime, fără colesterol. Lasă-mi prezentarea că mi-e distrăgea, că este. Hai. Perfect. Doctore, da. Să vedem, avem și mesajele telespectatorilor, o să citești și de la telespectatorii noștri. Da. Să luăm pulsul celor care se uită la emisiune, da? A zis cineva, domne, astăzi e ziua mamei mele, împlinește 82 de ani, o cheamă Valentina, la mulți ani. La mulți ani. Doamnă, la mulți ani. Să mergem mai departe. Doctore, haideți să vedem ce este aici. Știi că ieri ți-am arătat un grafic. Și da. Ți-am arătat un grafic cum a scăzut cantitatea de relații sexuale în ultimii 30 de ani. Dacă în 1989 se întâmpla de 60 de ori pe an, s-a întâmplat ceva în 96-97, unde a avut un vârf, la 66. Bubuia economie. Erau oameni liniștiți. Dintr-o dată a scăzut. Asta e în România, da? Este global. Ah, global. În România nu se fac așa studii, am vrea noi să facem așa ceva, dar nu face nimeni așa ceva. Dintr-o dată a scăzut și în 2014 am ajuns la 54 de ori pe an. Din ce cauză? E clar că odată ce crește stresul, și vedem că cam seamănă anii, scade cantitatea, adică de sexul. Adică asta e nivelul de stres care, da, crește, da, da. Și arătând că se întâmplă chestia asta de crește prin 2000... Crește stresul, scade sexul. Dar mai avem un comportament pe care îl facem zilnic și ieri v-am ridicat acest semn de întrebare. Eu ți-am spus, eu cred că e telefonul. Ai avut dreptate, Cătălin. Aici avem vânzările de telefon. Și ce este foarte tare? Că la un moment dat, în 2007-2008, a scăzut brusc. Uite-te de când a început să crească telefon. Brusc. Deci oamenii fac mai puțin sex de când dau telefonul la îndemână? Din cauza telefonului. Și poate nu mă crezi, că poți zici, băi, e coincidență, dar uite. Ți-am adus studii care să ateste ceea ce îți spuneam. Și sunt studii care nu poți să le contrazici. Telefonul este cauză de disfuncție erectilă. Telefonul este cauză de sterilitate. Că îl ții în buzunarul de lângă... Sunt trei motive. Și telefonul și mai ales cei care folosesc în exces social media, rețelele de socializare, au probleme cu potența. Cei care folosesc în exces. Din ce cauză? Se ridică un semn de întrebare dacă este o problemă și cu aceste radiații electromagnetice. Și într-adevăr e una din cauze. Ținem telefonul în buzunar și când mergem cu mașina câteodată îl ținem și între picioare și e posibil ca aceste radiații să afecteze cumva potența și sănătatea spermei. Apoi există atenția pe care o acordăm telefonului. Prea mult telefon ne face să nu mai fim atenți la partener. Hai că nu te mai conectezi cu partenerul. Nu te mai conectezi cu partenerul. Și ultimul este lumina pe care o degajă acest telefon. Este posibil să inhibe secreția de testosteron. Dar mă mir că, uite, dacă a crescut vânzarea de telefoane, te așteptai să crească, cum să spun, numărul relațiilor sexuale pe an. Te inspira, vedeai, ziceai, uite. Te inspira, dar nu crezi că hipersexualitatea asta pe care o trăim noi, adică vedem nuduri asta peste tot. Asta te inhibă, de fapt, nu? Te inhibă și te face să nu mai vrei să descoperi acasă ce ai. Pur și simplu vezi acolo tot ce trebuie și dacă vezi acolo tot ce trebuie, care mai este sensul să mai... Știi? Adică e o problemă. Limitați-vă telefonul la ceea ce este util, dacă puteți și dacă pot. Bun. Și de ce este util sexul? Foarte important. Pentru că poate să putem să zicem, băi, este doar un act. Să știi că oamenii sunt între puținele vietăți de pe acest pământ care simt plăcere atunci când întrețin relații sexuale. În rest, ei o fac de nevoie ca să se mulțească. Și dacă vorbim de durere cronică, durerea cronică poate să fie ameliorată de relațiile sexuale prin endorfine. Dacă vorbim de depresie, depresia în sine, prin eliberarea de dopamină și de endorfine și te ajută și cu somnul, poate să amelioreze simptomele de depresie. Somnul. Și la bărbați este o problemă asta. După ce întrețin relații sexuale, pac, ia somnul și se superă, doamne. Da. Nu de fiecare dată. Da, am înțeles că asta e o chestie normală. Este o chestie de sănătate, naturală. De se sănătate. Întâmplă și se întâmplă pentru că se eliberează vasopresina. Asta ne spunea și celălalt doctor care venea pe la noi și vrea să vedem dacă din două surse același lucru. A zis la fel ca mine? A zis Mihail când venea pe aici același lucru, că se întorc bărbații cu spatele și că de fapt e ceva normal și că doamnele ar trebui să înțeleagă. Da, dar și nu se întâmplă tuturor, să știi. Asta nu e o chestie. Și ia și somnul. Da, se ia somn pentru că au secreții de melatonină, oxitocină și prolactină. Toate dau somn. Cancerul de prostată. Și eu la într-un podcast am zis că dacă întreții relații sexuale de 5 ori pe săptămână, îți cade riscul de a muri cu 1%. Da. Și oamenii au început să zică, mă băieți, mă, voi vă gândiți doar la asta. Uite, studiu. De 21 de ori pe lună, că de 5 ori pe săptămână, îți cade riscul de a face cancer de prostată cu 31%. E științific?
Au zis doctorii? Au zis doctorii? Scrie negru pe alb? Scrie negru pe alb, scrie. Bă, oameni buni, ce aveți de făcut astăzi? Gândiți-vă un pic la treaba asta. Adică se poate scăpa, conform doctorilor... Să scazi riscul de cancer de prostată. Că ăștia sunt doctori și din America. Și din America, și nu din Marea Britanie, din America. Nu cercetătorii britanici. Bun, deci e clar. Și pentru doamne, cancerul de sân. Cancerul de sân, datorită unor hormoni, le crește riscul de a face cancer de sân. Deci pentru bărbați și pentru femei... Stai un pic, și femeile dacă fac, le scade, nu? Da. Scade riscul de a face cancer de sân. Perfect. Bun. Și dacă nu mă crede și nu te-am convins că este important sexul... Doctore, pe mine m-ai convins din prima zi. M-am gândit eu. Pentru imunitate s-a constatat că pacienții care făceau de mai mult de 3 ori pe lună sex, făceau COVID forme ușoare. 3 ori pe lună. COVID-ul, cei care făceau mai puțin, făceau forme severe. Și tot nu spun eu, toți cercetătorii din Statele Unite. Bă, da, e drept cu cercetători. Fix asta au vrut ei să studieze. Păi dacă în perioada pandemiei... Au ajuns la... Deci întrebau pe ea, bă, de câte ori ați făcut voi sex? Da, și ăia care făceau de multe ori... Aia aveau gust miros, nu conta, dar de câte ori... Bine, măi, poate înainte se întâmple asta. Bun. Apoi inima. Pentru inimă, sexul aduce foarte multe îmbunătățiri. Și chiar ajută inima să nu se îmbolnăvească. Avem hipertensiune arterială, protejează pentru hipertensiune arterială și, bineînțeles, longevitatea. Adică tu crezi că ar trebui Consiliul Național al Audiovizualului, CNAU, da, cum recomandă să consumi 2 litri de lichide pe zi, să stai cel puțin 30 de minute să faci mișcare, să stai cu copilul tău pentru sănătatea emoțională, ar trebui să facă și un mesaj în care să spună faceți sex pentru a scăpa sănătate, de asta. Să știi că între o alimentație sănătoasă și relațiile sexuale nu sunt foarte mari diferențe, adică este sănătos și să mănânci bine, așa cum se promovează, și să întreții relații sexuale. Numai că noi, fiind într-o țară mai spre est, avem un subiect tabu și doar când zicem cuvântul ăsta, sex sau erecție, nouă ni se pare, băi, ce rușine. Oameni buni, învățați să vă eliberați de stresul acesta. Atunci o să avem o societate sănătoasă. Nu înseamnă că promovăm noi promiscuitatea și acum îți spunem ce să faceți și cum să faceți. Dar învățați să acceptați ca fiind ceva natural. Ca fiind ceva natural. Și dacă te eliberezi oricum de 5 ori pe săptămână... Măi, stai un pic, aia este ca să fii tu super sănătos. Dar în momentul de față avem și niște recomandări din partea Organizației Mondiale a Sănătății, o dată pe săptămână măcar. Deci Organizația Mondială a Sănătății. Da, avem recomandări. Spune măcar o dată pe săptămână. Studiile care sunt băgate. Da, da. O dată pe săptămână de 4 ori pe lună, deci. Perfect, bun. Și așa că am învățat ce înseamnă erecția. Erecția înseamnă de fapt ștrangularea unor vase de sânge ca să nu mai iasă sângele de acolo. Ne trebuie neapărat doi hormoni, testosteron și oxidul nitric, care de fapt este un modulator de hormoni. Și mergem mai cu morcovii ăștia. Aici ajungem. Dacă se întâmplă tot, uite bă că nici nu mai înscrie asta. Dacă se întâmplă totul așa cum trebuie. Ai înțeles? Mă gândeam că dacă mănânci morcov e bine. O fi. Sigur e bine și dacă mănânci. Stai că vine doctor Iosif, doamne. Vine șef Iosif să ne spună ce să mâncăm ca să simțim efectul ăsta de afrodisiac, nu? Da, da. Ai înțeles și ție, doctor? Da. Da, uite, tu poți fi domnul doctor cu asistentul tău, Bob, Bobo. Adică nu-i dau, nu, că n-am nevoie după erecție din partea lui. Bine, care este cauza pentru care putem să avem deficiență de erecție? Hormonii, prima cauză. Ce inhibă hormonii? Alcoolul, stresul, fumatul și uite ce cercetătorii americani ce spun. Care este deficiența de erecție la un om care nu fumează și cum arată la un fumător? E o diferență care este semnificativă în procente. La negru-i fumătorul? Negru-i fumătorul, albul este nefumător. E clar că adică fumător la fumător are o problemă mai mare. Are o problemă mai mare pentru că are toxicitate direct asupra vaselor de sânge. Știi ce nu înțeleg eu? Și asta am spus-o de fiecare dată. Bă, fumat, înțelegi, clar. Da. Ai țigara, nu mai fumezi. Da. Somn înseamnă, bă, dormi, visezi, înseamnă că ai ajuns în somnul REM, ești ok. Bravo. Bravo. Alimentație, mănânci sănătos, înțelegi ce e sănătos, pește, legume, faci mișcare, da? Da. Bă, dar stresul ăsta, cum e palpabil, știi? Da, dacă te uiți în toți factorii de risc pe care ți-am adus, stresul este peste tot. Păi și cum îți dai seama că ești stresat? Există, dacă căutăm și dacă vrei, aduc la un moment dat niște chestionare în care putem să ne măsurăm nivelul de stres. Păi adu-mă, doctore, și noi am avut și ceasurile care nu sunt ele dispozitive medicale, dar pot cumva să-ți arate prin ritmul cardiac, prin modul în care respiri, prin tensiunea pe care o ai, poate să-ți arate dacă nu cumva ești mai stresat decât trebuie.
Deci putem, avem cum să ne măsurăm și avem chestionarele, o să le aducem. Deci de asta, adică oamenii nu înțeleg, uite, eu nu înțeleg când ești stresat sau cum ești, adică că ești indirect, acum ai un nivel de stres, nu? Păi probabil că dacă măsori acum ritmul cardiac, am 119 bătăi pe minut. E clar că sunt stresat, pentru că trebuie să prezint ceva eficient aici pentru populație. Deci 116 bătăi pe minut. Adică crezi că dacă eu sunt 2 ore în direct în fiecare zi, pot să mă duc să cer spor de stres? Dar știi că trebuie, da, 45% sporul de stres. Pe dreptul, doctore. Ai rețeta la tine? Stai, îți fac dosar. Gata, îți fac dosar ca să, că e stresat. Poți să iau și retroactiv? O să-ți nu, da. Știi, este foarte interesant că stresul se poate limita și prin pauze. La 40 de minute, dacă e pauză 10 minute, îți limitezi stresul. Deci dacă s-a făcut 40, da, să nu mă lași pe mine singur aici. Da, la 40 de minute e pauză 10 minute. Să ții minte. Aha, cam complicat. Da. Bun, sănătatea arterelor. Și când vorbim de artere, vorbim de acele vase care trimit sânge în corp. Și avem hipertensiunea arterială și în hipertensiunea arterială sunt groase aceste artere și nu mai poate să treacă cum trebuie sângele. Diabetul zaharat care distruge într-un mod direct vasele de sânge, ateroscleroza și stresul care poate să afecteze arterele. Asta e la lipsa de sex? Da, la impotență. Care sunt cauzele impotenței? Avem afectările nervoase din diabetul zaharat, din ateroscleroză, care înseamnă de fapt tot vasele de sânge care sunt bolnave. Nervii nu mai funcționează cum trebuie și în felul ăsta este probabil să nu mai trimitem impulsul electric spre zona genitală. Stimulul, îți lipsește stimulul și când îți lipsește stimulul nu înseamnă că nu este frumoasă doamna din fața ta sau nu este frumos domnul din viața ta, ci că nu ești atent la frumusețea. Te gândești la altceva? Da. Adică vine frumos în fața ta îmbrăcată în mini-jup și tu stai și dai like-uri, știi? Sau te uiți la meciuri. Foa. Asta e, ce să facem? Avem și noi vina noastră. Starea psihică și la starea psihică, pe primul loc, e stresul clar, depresia, anxietatea și mai avem și această anxietate legată de performanță. Atunci când ți este rușine că nu o să performezi cum trebuie, s-ar putea să fie o cauză care să te facă să nu fii util. Și când am scris aici deficitul de magneziu, deficitul de magneziu, din punctul meu de vedere, este cauza neorganică, cauza funcțională care este cel mai des întâlnită în impotență. Așa că pe oamenii care au probleme, îi sfătuiesc, chiar dacă nu se cunosc cu deficit de magneziu, să ia 10 zile magneziu. Și o să vedem dacă se întâmplă ceva util. Bun. Nu, numai o secundă. Da. Să nu fie... Nu se întâmplă nimic dacă face cineva supradoză de magneziu, nu? Ba da. Deci, oameni buni, totuși aveți grijă un pic. Nu exagerați. În 10 zile nu se întâmplă absolut nimic. Dar magneziu este o cauză. Ok, hai să vedem. Bine, și mai avem cele care sunt... cumva în plan secund, amnea în somn, când se oprește respirația în timpul somnului, 75% din oameni cu amnea în somn au impotență, obezitatea, ceea tu ce asta spuneam... Cu amnea în somn ai băgat-o tu, pentru că tu ai aparatele tale, faci și racolezi pacienți. Cătălin, dau fericire în cuplu eu. Atât. Ai înțeles? Oameni buni, Dr. Love alături de noi astăzi. Traumatismele, Doamne ferește, sau unele medicamente care pot să dea impotență. Și intrăm într-un cerc vicios, pentru că avem o problemă cu disfuncția erectilă, avem scăderea încrederii în sine, pentru că avem scădere de încredere în sine, avem impotență. Și acum ajungem la ceea ce spuneam noi, ce spuneam eu că nu facem în România, nu facem studii. Norocul nostru este că mai sunt unele firme care sunt direct interesate și acum o să vorbim de un studiu făcut de firmele care au făcut ceasurile pe care le-am folosit, care au făcut un studiu care este valabil pentru ceea ce se întâmplă în România. Ceea ce mă înspăimântă pe mine cel mai tare, 42% din populația României cunoaște nivelul optim al zahărului în sânge. 42%. Pe mine nu asta mă încântă, ci faptul că 58% din populație, adică ceea ce a rămas, habar n-au că trebuie să aibă sub 100 glicemia. Mai departe, apă, mâșa apare la televizor, trebuie să consum 2,5 litri de apă pe zi, corect? Dar 55... Acolo a fost făcut greșit, crea lichide. Da. 55% din oameni nu cunosc că trebuie să consume apă fiecare zi. Ca să nu mai zic de temperatură. Și ceea ce este cel mai înspăimântător este că doar 59% din femei sunt familiarizate cu ciclul menstrual. Restul 41% nu știu despre ce este vorba. Dar vrem să facem schimbări. Și vrem să facem schimbări și femeile, într-adevăr, doresc să facă mai multe schimbări decât bărbații, adică vrem să schimbăm ceva. Iar grijile noastre cele mai semnificative sunt legate de tulburările de somn, problemele cu relaxarea și, cel mai important, gestionarea stresului. Deci avem un interes în ceea ce privește stresul, doar că trebuie să învățăm cum să îl gestionăm. Și mergem mai departe, pentru că trebuie, timpul se termină și asta este, dar vă dau soluția. Și soluția este așa, trebuie să limităm stresul.
Adică la 40 de minute de muncă, 10 minute de pauză ar trebui. Trebuie să învățăm să respirăm și dimineața când ne trezim să tragem profund aer, să-l dăm afară, o să ne oxigenăm mult mai bine și o să fie mai bine și din punctul acesta de vedere. Efortul fizic pe care noi îl considerăm că trebuie să facem ceva organizat, să mergem la sală. Aici și fără cafea, cofeină... Limitare. Nu trebuie să nu consum deloc. Trebuie să... cât mai puțin, pentru că cofeina crește cortizolul. Toți voi, doctorii, spuneți că dacă bei cafea, nu faci altceva decât să-ți ajuți corpul pentru că e antioxidant. Este. Una dimineață. Una te salvează, una te omoară. Nu. Dacă bei una dimineață, nu se întâmplă nimic. Dar dacă bei 5 și ultima la 6 după amiaza... Efortul fizic, somnul, 7-9 ore de somn, care reglează testosteronul, scade stresul și crește energia. Raluca noastră, ce ai, bă, băiatule, 9 ore jumate cât a dormit azi noapte? Păi, nu știu cum, trebuie să ne dea secret. Să vii tu să ne povestești de somn. Trebuie din când în când să mai mergi la medic și analizele de sânge. Știi că mie nu plac suplimentele, pentru că eu le consider medicamente. Dar aici sunt de acord. Pentru că dacă vă uitați pe lista aceea, toată lista poate să ajute în disfuncția erectilă, poate să ajute erecția. Orice ați folosit de acolo, folosiți o perioadă de timp și o să vedeți că o să fie bine. Și avem și aceste medicamente care, într-adevăr, reprezintă o minune. De asta trebuie să-ți o dea... Nu poți să o iei singur de la farmacie. 100% sunt substanțele active din medicamente, nu sunt denumirile comerciale. Sunt care te ajută, dilată vasul de sânge, doar că dacă ai niște probleme de inimă sau probleme cerebrale, s-ar putea să ai niște reacții adverse, așa că doctorul trebuie să ți le recomande. Încă poți să mor când ți-e lumea mai dragă. În mijloc poți să mor și atunci... Ferească-te Dumnezeu! Da, ai murit fericit. Și? Nu se pune așa? Și apoi alimentele. Stai bă, nene, arată aici. Alimentele care scad nivelul de testosteron. Ai parizer, mezeluri, cum a zis doamna Billy. Soia. Soia scade nivelul de testosteron prin fitoestrogen. Și eu aș limita și la copii soia și la persoanele care doresc să conceapă copii. Carnea de pui, cu puii care sunt crescuți hormoni, pentru că sunt crescuți cu estrogen. De asemenea, scade potența. Și rădăcina de lemn dulce împreună cu menta. Nu mă întreba de ce, dar scade nivelul de testosteron. Pe de altă parte, ce crește nivelul de testosteron? Fructele de mare. Carnea de vită, dar carnea de vită rar, pentru că poate să facă rău la colon, adică poate să facă cancer de colon de la carnea de vită. Ceapa și usturoiul acolo te ajută la sex, dar nu știu dacă te ajută la să ai relații cu ceapa și usturoiul. Păi dacă și-a mănâncă ceapa și usturoi? Da, nu știu. E veselie. Vinul, ghimbirul și cuțelina. Și, aproape că am terminat, Cătălin, dacă nu mai avem timp, alegem. Alege tu o întrebare de aici întrebări. La care vreau să răspund. Deci astea sunt întrebări pe care le primești tu, nu? Da. Nu, e un coleg urolog care lucrează în Marea Britanie. Bine, hai să răspundem la asta, întrebarea bonus. Ce boală a avut regele Carol al II-lea? Aceeași pe care a mai avut-o încă cineva. Da, se priapism se numește. Adică când îți este prelungită mai mult de 4 ore. Exact. Ceea ce este o boală. Este o boală și o boală dureroasă, nu este nimic plăcut. Da. Și întrebarea cu variante de răspuns, ce poate să producă disfuncție erectilă? Cafeaua în exces, lejeria prea stintă sau mersul pe bicicletă? Cine răspunde? A. Nu. B. Nu. Ce? Ce? Cum singurul la care există studii. Mersul pe bicicletă poate să dea disfuncție erectilă prin... Păi nu tot voi ne spuneți să facem mișcare, să mergem pe bicicletă. Da, măi, dar nu zilnic câte 3 ore, câte 4 ore. Că tot. Și specialistul asta vreau să răspund neapărat, da. Pentru că nu știm la ce specialist trebuie să mergi când atunci când ai o problemă cu potența. Urolog, psihiatru sau ginecolog? Urolog, psihiatru sau ginecolog? Sunt cei trei care pot avea competență în sexologie. La toți trei mergi. La oricare din ei. Nu mai ce te duci la toți. Te duci prima dată la un tușeu rectal. Dacă ar fi, nu, urologul prostata, dă medicamente. După care te duci la psihiatru și așa mai departe. Da, dar la unul din ei poate să-ți rezolve, rezolve problema. Psihiatru, nu? Și psihiatru, și ginecologul, și urologul. Doctore, îți mulțumim mult de tot.